România intră în război cu statul islamic. 50 de militari români vor participa anul acesta la misiunea Coaliției Globală Anti-ISIS. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale după reuniunea miniștrilor apărării și de externe care a avut loc la Washington. România va participa în anul 2016 la demersurile Coaliției Globale, cu un efectiv total de până la 50 de militari destinat activităților de instruire și consiliere a forțelor de securitate irachiene. Ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, a participat în aceste zile la Washington la reuniunea țărilor contributoare la Coaliția Globală Anti-ISIS, la nivelul miniștrilor apărării și de externe, condusă de Statele Unite ale Americii. Statele Unite și aliații lor din cadrul Coaliției împotriva grupării Statul Islamic s-au angajat să zdrobească tumora jihadistă în Siria și în Irak și să combată metastazele atacurilor islamiste din lume. Condusă de către Statele Unite, Coaliția a efectuat în 2 ani aproximativ 14.000 de atacuri aeriene în Siria și Irak.